În această dimineață, șoferițele din raionul Fălești au fost trase pe dreapta nu pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră, ci pentru a primi flori și felicitări. Angajații Direcției Patrulare Nord au dăruit lalele reprezentantelor sexului frumos, îndemnându-le să fie atente la volan. Șoferițele au rămas surprinse de gestul polițiștilor și recunosc că s-au speriat de amenzi. Документы. Поздравляю вас 8 марта. Спасибо большое. Желаю удачи. Спасибо большое. До свидания. Ну, очень приятно. Люди стараются сделать приятное. Это же так, как бы, действительно. Декорату Национальной секретарии публика Фелис Дорсия готовит до марта. Подарешь ему секретарии Букрии. Тебе сгрыжла я говорю, что спать у Кирии. Спасибо. Парти фрумос. Парти оттент. Кер. Плакут. И держа адауар, когда сунт аша... Cu așa emoții pozitive de la echipa de patrulare. Foarte frumos și un gest foarte plăcut. Credeam că o să iei actele la control și așa precădeam totul, dar a fost ceva uimitor, ceva frumos. Foarte frumos, mulțumim! Macar de gând, mulțumim! Surpriza a fost mare și pentru șoferițele din Ucraina, care spun că deja de câteva zile sunt în drum după ce au fugit din calea războiului. Мало нарушила. Главное, чтобы война закончилась. Уже и праздника не хочется. Хочется домой. Șoferițele spun că sunt vigilente la volan pentru siguranța lor, dar și a celorlalți participanți la trafic. Nu mai strădui nu sunt ca. Desigur că nu. Odată ce ți-ai asumat responsabilitatea să te așezi la volan, deja trebuie să fii responsabil și să nu încalci și să fii atent. Все очень приятно и как-то неожиданно, даже очень как-то, ну, документы предоставлю, нам цветочки дает. Спасибо, очень приятно от наших органов получить такие вещи, хоть что-то в этот день такое. Спасибо, очень приятно. У меня никогда не было проблем с полицией или там какие-то нарушения грубые были. Я всегда стараюсь соблюдать правила все. Безопасности, в том числе и дороги, и всего. Polițiștii susțin că a devenit deja o tradiție ca în ziua de 8 martie să felicite șoferițele din nordul țării cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor. Cu ocazia zilei de 8 martie, angajații Direcției de Patrulare Nord vin cu un mesaj către toate mamele, bunicile, doamnele, domnișoarele, prietenile, dorindu-le multă sănătate, fericire, bucurie și o primăvară cât mai frumoasă. Pe parcursul anului trecut, în raionul Fălești, au avut loc doar 4 accidente rutiere cu implicarea șoferițelor.